Fermierii au renunțat la protest cel puțin până în luna august, dar au venit cu un ultimatum pentru autorități. Între timp, România a deblocat prima tranșă din acordul de 100 de milioane de euro pentru Republica Moldova. Bun găsit, începe retrospectiva săptămânii. După ce au stat mai multe zile cu tractoarele în Chișinău, fermierii au decis să-și întrerupă până în august protestul. Guvernul a anunțat că a găsit o parte din banii necesari pentru a acorda ajutoarele cerute de agricultori. Ultimele evoluții de pe piața energiei au determinat furnizorul de curent din centrul Republicii Moldova să ceară o scădere a tarifului cu 10%. Între timp, ANRE a revizuit tarifele la energia termică livrată de Termoelectrica și CET Nord. Consumatorii vor plăti în medie cu 9% mai puțin. Producătorii din Republica Moldova își pot exporta produsele cu taxe reduse pe marile piețe europene. A fost semnat acordul cu statele Asociației Europene a Liberului Schimb. Au fost scene de groază vineri seara pe aeroportul internațional Chișinău. Un polițist de frontieră și un angajat din securitatea aeroportului au murit împușcați, iar un pasager a fost rănit de către un cetățean din Tajikistan de 43 de ani, căruia nu i s-ar fi permis intrarea în Republica Moldova. Potrivit autorităților, în timp ce era condus în zona sterilă, individul a luat arma polițistului de frontieră și a tras mai multe focuri. Apoi a luat câțiva ostatici și s-a baricadat într-o încăpere a aerogării. La fața locului au intervenit forțele speciale care au reușit să-l neutralizeze pe agresor. Era ora 14:48 când cursa de la Istanbul a aterizat pe aeroportul din Chișinău. În avion se afla și cetățeanul de 43 de ani din Tajikistan, care la controlul de frontieră a primit interdicția de a intra în Republica Moldova. Individul a fost izolat aproape 2 ore, după care a devenit extrem de agresiv și a atacat oamenii legii. Acțiunea propriu-zisă de atac asupra colegului de la Poliția de Frontieră a avut loc la orele 17:13. A fost chiar o lovitură pe neașteptate. Pur și simplu l-a imobilizat pe polițistul nostru și nu a durat nici 2 secunde toată acțiunea de atac. Aparent, după mișcări și după comportamentul persoanei, este vorba de o persoană pregătit fizic bine, cel puțin despre asta putem concluziona reșind din imagini care le-am vizionat personal. Toate acestea nu avem informații că ar fi afiliat careva grupări militare. Imediat la fața locului au venit forțele speciale și a fost un schimb de focuri cu atacatorul. Acesta se baricadase în camera în care împușcase victimele, iar autoritățile spun că nu au fost luați alți ostatici. Grupa de negociatori a încercat să intre în negociere cu persoana în cauză. Clar că a fost refuzul și inclusiv a fost și afirmația că nu mai este nimeni în viață. Durata intervenției, 2:30. În momentul intervenției, la fel, agresorul a atacat și în colegii noștri de la grupa de asalt, care a intervenit pentru reținerea persoanei. Bărbatul din Tajikistan a fost capturat și a ajuns la spital în stare extrem de gravă. El a suferit 6 plăgi împușcate și a fost operat. Au apărut și primele informații despre identitatea atacatorului. Se numește Rustam Ashurov Karimovici, are 43 de ani și fugea din Tajikistan pentru că era căutat de autorități. Informația este confirmată și de Procuratura Generală din Tajikistan. La 23 iunie 2023, la ora 22:10, în Dușanbe, un grup infracțional organizat l-a răpit pe primul vicepreședinte Orient Bank. S-a stabilit că unul dintre participanții grupului infracțional organizat este Ashurov Rustam Karimovici, cetățean al Republicii Tajikistan, născut la 25 martie 1980, rezident al orașului Dușanbe, care după săvârșirea acestui fapt a fugit în Republica Moldova prin Republica Turcia pentru a se ascunde în continuare în țările Uniunii Europene. Cele două victime ale lui Rustam Ashurov Karimovici sunt polițistul de frontieră Serghei Muntean și Igor Ciofu, angajat la firma de securitate aeroportuară. Muntean era polițist din 2011, iar Ciofu a fost în Serviciul de Protecție și Pază de Stat în perioada 2006-2022. Poliția de frontieră va asigura toate cheltuielile pentru înmormântarea colegului nostru, despre locul de unde vor putea cetățenii să-și ia rămas bun, vom anunța
suplimentar. Atacul armat de la aeroportul Chișinău este o tragică premieră care a șocat lumea întreagă prin violența sa. Lumea fugea din aeroport, care se împiedica, care cădea pe jos. Doamna polițistă ne-a spus că noi vă salvăm viața. Este important acum să consolidăm și mai mult securitatea, inclusiv la aeroport. Instituțiile statului s-au mobilizat și au crescut nivelul de alertă. Procuratura se va ocupa în continuare de anchetarea cazului. Atacatorul este reținut, se află sub supravegherea oamenilor legii și este anchetat pentru omor. El nu va fi extradat autorităților din Tajikistan, întrucât crimele s-au produs pe teritoriul Republicii Moldova. Conform codului penal, pedeapsa maximă pentru faptele lui este închisoare pe viață. După mai bine de o săptămână în care au protestat cu tractoare în piața Marea Dunări Naționale, fermierii au luat o pauză până în 1 august. Decizia vine după ce guvernul a anunțat că a identificat în prima etapă 200 de milioane de lei din cele 700 necesare pentru compensarea pierderilor suportate de agricultori. Deși s-au arătat nemulțumiți de propunerea autorităților, protestatarii și-au luat tractoarele din centrul Chișinăului și au plecat, nu înainte de a înainta autorităților un nou ultimatum. S-au identificat resurse financiare în valoare de 200 de milioane de lei, bani care vor fi distribuiți conform unui grafic. Urmează mâine asociația să-și delege oameni la Ministerul Agriculturii. Vom face un grup de lucru ca să elaborăm rapid regulamentul în baza căruia vor fi distribuiți acești bani. Vor fi axați pentru subvenționarea agricultorilor micro și mici în cea mai mare majoritatea sa. Potrivit ministrului, deocamdată statul nu are mai mulți bani pentru agricultori. Asta este tot ce poate oferi poporul Republica Moldova astăzi din toată sărăcia sa. Căutăm, identificăm și lucrăm mai departe. Nimeni nu se oprește din procesul de a lucra. De cealaltă parte, fermierii se arată nemulțumiți și le-au înaintat autorităților un nou ultimatum. Noi nu suntem mulțumiți de ceea ce a propus domnul ministru, să fie identificate resurse suplimentare până la 1 august. Mai ales că domnul ministru a zis că practic este încrezut că Uniunea Europeană va veni cu ajutor. Doi. Să fie până la 1 august adusă această motorină 4.000 de tone din România. Și trei, o mână, stabilirea prin decizia Comisiei Situației Excepționale, moratoriu la achitarea penalităților și dobânzilor față de creditori. Noi am fost băieți cu obrască, noi nu suntem niște ciobeni acolo care stă toată viața la târlă acolo. Noi am dat timp, vineri, sâmbătă, duminică, luni, ca să ce. Și la urmă să arunce așa un os, bataie de joc. Reprezentanții Ministerului Agriculturii spun că vor continua să caute soluții pentru a ajuta agricultorii să depășească criza generată de războiul din Ucraina. Totodată, în luna iulie, Republica Moldova urmează să primească 4.000 de tone de motorină din partea României pentru fermierii basarabeni. Într-un interviu pentru TVR Moldova, europarlamentarul Dacian Cioloș, fost comisar european pentru agricultură, a declarat că revendicările agricultorilor basarabeni sunt îndreptățite și ei trebuie ajutați de guvern, însă protestele nu trebuie transformate într-o tribună politică pentru unii lideri. Fostul comisar european pentru agricultură mai spune că fermierii din Republica Moldova văd o concurență acerbă în cerealele ucrainene, de aceea se împotrivesc unui posibil import. Când producătorii de vin și guvernul Republicii Moldova a cerut sprijin Uniunii Europene să poată să-și vândă vinul. Și țineți minte că s-a făcut atunci un efort la nivel european și a fost chiar liberalizat accesul vinului din Republica Moldova pe piața europeană. Ei, la fel să ne gândim acum Ucraina, care e un producător de cereale important, pentru economia cărei țări producția de cereale contează foarte mult, cere acum sprijin Uniunii Europene ca să poată să-și exporte cereale, pentru că altfel situația economică deja dificilă riscă să fie și mai dificilă. Ucraina și Republica Moldova sunt acum în aceeași barcă din punctul ăsta de vedere a pregătirii pentru aderarea la Uniunea Europeană. Dacian Cioloș a declarat că autoritățile de la Chișinău trebuie să aloce bani în dezvoltarea unor sectoare cheie din agricultură, pentru a fi competitivi nu doar pe piața regională, dar și pe cea europeană. Cioloș mai spune că deschiderea negocierilor de aderare va impulsiona dezvoltarea sectorului agrar. Curentul electric s-ar putea ieftini cu 30 de bani pentru consumatorii din centrul și sudul Republicii Moldova. Chiar premier Energy a venit cu o solicitare în acest sens. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a solicitat și societății Feyenoord să prezinte cererea de ajustare a prețurilor.
Energia electrică s-ar putea ieftini cu 10% pentru consumatorii branșați la Premier Energy, astfel dacă acum achită 2,99 lei de bani kilowattul oră, furnizorul cere un tarif de 2,69 lei de bani pentru un kilowatt oră, în scădere cu 30 de bani. Andrei a recepționat cererea de la Premier Energy și mai notează în comunicat că există premise de micșorare a prețului pentru furnizarea energiei electrice, urmare a ultimelor evoluții pe piața de energie electrică. Pe 27 iunie, ANRE a ieftinit tarifele pentru agentul termic livrat atât consumatorilor de la Termoelectrica, cât și de la CET Nord. Astfel, consumatorii din Chișinău vor achita pentru energie termică 3267 de lei pentru o gigacalorie, ceea ce reprezintă o diminuare a tarifului cu 310 lei sau cu 9%. Iar pentru energie electrică produsă de Termoelectrica, locuitorii din Chișinău vor plăti 3,98 de lei pentru un kilowattoră, cu 5 bani mai mult față de vechiul tarif. În același timp, consumatorii din nordul Republicii Moldova branșați la CET Nord vor achita pentru căldură 3561 de lei pentru o gigacalorie, cu 344 de lei sau 9% mai puțin față de prețul în vigoare. Iar tariful la energie electrică produsă de CET Nord este de 4,66 de lei pentru un kilowattoră, în scădere cu 24% sau cu 1,45 de lei. Autoritățile din Republica Moldova au primit rezultatele auditului privind datoria istorică pe care Moldova Gaz o are față de gigantul rus Gazprom. Detalii în continuare în retrospectiva săptămânii. Producătorii basarabeni își pot exporta marfa mai ușor în Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția. Guvernul de la Chișinău a semnat acordul cu statele asociate europene a liberului schimb în cadrul unei reuniuni ministeriale la care a participat și premierul Dorin Recean. În același timp, acordul prin care Republica Moldova poate exporta produse în UE fără taxe urmează să fie prelungit. Regulamentul a fost aprobat pe 27 iunie de Comisia pentru Comerț Internațional din Parlamentul European. Acordul cu țările membre ale Asociației Europene a Liberului Schimb va reduce taxele vamale pentru exportul unor produse agricole locale, iar Republica Moldova va elimina toate taxele vamale la importurile de produse industriale. Premierul Dorin Recean a menționat că acest acord va oferi mai multe oportunități pentru antreprenori. Mai multe investiții și locuri de muncă, creșterea exporturilor, diversificarea partenerilor comerciale și creșterea economică sunt beneficiile acordului de liber schimb cu statele Asociației Europene a Liberului Schimb. Pe piața Asociației Europene a Liberului Schimb, Republica Moldova exportă în cantități mari cereale, uleiuri, fructe, nuci, produse de panificație, vinuri, dar și textile. Doar în 2022, în țările membre ale IELTS, au fost exportate produse basarabene în valoare de aproape 70 de milioane de dolari. Principalul partener comercial din această asociație este în prezent Elveția. Comisia pentru Comerț Internațional din Parlamentul European a votat regulamentul prin care Republica Moldova va putea în continuare să-și exporte produse agricole în UE fără a plăti taxe vamale. Decizia de a prelungi măsura cu un an urmează să fie votată la începutul lunii iulie în plenul Parlamentului. Este o măsură bună care ajută mult Republica Moldova fără a afecta piața Uniunii Europene. Tocmai din acest motiv consider că următorul pas firesc este liberalizarea permanentă a comerțului dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană. Reamintim că în 2022 exporturile Republicii Moldova către țările europene au crescut la 2,6 miliarde de euro. România a deblocat vineri prima tranșă din acordul de finanțare nerambursabilă în valoare de 100 de milioane de euro pentru Republica Moldova. Între timp, Bucureștiul și Chișinăul analizează posibilitatea semnării unor contracte pe termen lung pentru furnizarea energiei electrice. Anunțul a fost făcut de Pavel Casean Nițulescu, secretar de stat în Ministerul Energiei din România, și Victor Parlicov, ministrul energiei din Republica Moldova. Potrivit lui Nițulescu, România face pași rapid pentru a deveni un furnizor strategic din regiune și ar putea asigura energie electrică necesară Republicii Moldova. Acordul de finanțare nerambursabilă semnat în februarie 2022 la Chișinău prevede acordarea de fonduri pe o perioadă de 7 ani. Astfel, România continuă să participe la consolidarea rezilienței Republicii Moldova. Deblocăm astăzi și prima tranșă din acordul pe care, de 100 de milioane de euro pe care îl avem cu Republica Moldova. Banii se duc pentru microbuze școlare
și pentru investiții în lucrările de alimentare cu apă. Mult la mai multe localități din Republica Moldova. În această săptămână la Chișinău a avut loc și reuniunea moldo-română a grupului de lucru în domeniul energetic, în care s-a discutat și despre posibilitatea semnării unor contracte pe termen lung de furnizare a energiei electrice. România investește de foarte mult timp și are în dezvoltare multe proiecte de producție de energie electrică din surse regenerabile. Energia care va completa energia produsă pe bază de cărbune și combustibil fosil. La momentul actual, noi producem energie mult mai mult decât ne este necesară nouă. Avem și un excedent zilnic de aproximativ 700-800 de megawatts. Legat de întrebarea dumneavoastră de contracte pe termen lung, sunt în discuții, sunt în analize încheierea de astfel de contracte. Printre subiectele abordate au fost organizarea pieței centralizate de energie electrică pe structura OPCOM, precum și alocarea capacității de interconexiune electrică. Avem o decizie deja a operatorului de piață din România, OPCOM, de a-și deschide o filială în Republica Moldova. Posibil ca anul viitor să avem bursa de energie din Republica Moldova și să facem primele tranzacții. Practic, operatorii de piața noastră vor putea accesa și piața română și bursa română de energie. S-a vorbit și despre posibilitatea cumpărării gazelor naturale din România. În context, secretarul de stat din Ministerul Român al Energiei a declarat că o parte din gazul pe care România îl va cumpăra din Azerbaidjan va ajunge în Republica Moldova. Într-adevăr, suntem în discuții ca și anumite cantități în funcție de necesitățile Republicii Moldova vor fi livrate către dumneavoastră. Victor Parlecov spune că din iulie Republica Moldova va începe achizițiile de gaz pentru iarna viitoare, iar jumătate din stocurile de rezervă vor fi depozitate în România. Republica Moldova mai are în stocuri aproximativ 100 de milioane de metri cub de gaze depozitate în Ucraina. Uniunea Europeană ar putea extinde ajutorul financiar pentru Republica Moldova pentru a depăși criza energetică. Fondul de reducere a vulnerabilității energetice ar putea fi suplimentat cu 105 milioane de euro pentru compensarea facturilor pe timp de iarnă. Despre aceasta a anunțat reprezentantul delegației UE în cadrul conferinței Combaterea sărăciei energetice în Europa, care a avut loc la Chișinău. For the next winter 2023-24, another 105 million euros are under discussion, and the Energy Vulnerability Fund will be further increased. However, for tackling energy poverty, financial support alone is not enough. There is a need for a more comprehensive approach. Sharing best practices and experiences among those directly working with vulnerable communities is a very important step. Erica Hasnos a mai declarat că Republica Moldova trebuie să își sporească sistemele energetice. Un alt scop este reducerea consumului de electricitate și utilizarea resurselor regenerabile. And we understand that we have to increase the energy efficiency effort in Moldova. We have to target better the compensation mechanisms. We have a kind of, a paradox here. From one side, we have energy poverty, but from the other side, energy consumption index as a share of energy in GDP is very high. Amintim că bugetul alocat pentru Fondul de Reducere a Vulnerabilității Energetice pentru anii 2022-2023 a constituit 5,87 miliarde de lei. Cea mai mare contribuție la compensarea facturilor a avut-o Uniunea Europeană cu 1,4 miliarde de lei. Autoritățile din Republica Moldova au primit rezultatele auditului privind datoria istorică pe care Moldova Gaz o are față de gigantul rus Gazprom. Ministrul Energiei Victor Parlecov a declarat pentru TVR Moldova că a început analiza documentului. Oficialul nu a dat detalii, însă a declarat că nu toate datoriile au putut fi confirmate. Republica Moldova a contractat două companii din Norvegia și Marea Britanie pentru a face auditul datoriilor Moldova Gaz către Gazprom. Rezultatele urmau să fie prezentate la începutul anului. Termenul a fost însă extins. Datoria pe care ar avea o partea dreaptă a Nistrului față de Gazprom, potrivit concernului rus, ar depăși 700 de milioane de dolari. Autoritățile de la Chișinău spun că datoria reală este mult mai mică. Eu cred că într-a două jumătate a lunii iulie, aproximativ, deja ne vom forma o poziție
ce facem mai departe și cum procedăm cu rezultatele auditului și relațiile în ansamblu cu Gazprom și după asta cred că vom comunica public. Până atunci eu cred că noi ne vom abține de la face careva comentarii pentru că sunt, în opinia mea, sunt, este prematur. Nu o să vă spun acum, dar eu pot să am mai spus-o cu alte ocazii, nu toate datoriile care au fost, sunt trecute în, în documente, în actele de verificare între Moldovagaz și Gazprom, au putut fi confirmate de echipa de auditori. Autoritățile vor să introducă noi reguli pentru posesorii de arme pneumatice, asta după ce neglijența și irresponsabilitatea unor posesori de arme s-a terminat tragic. Câte incidente cu implicarea armelor au fost înregistrate anul trecut, dar și în anul curent, vedeți în retrospectiva săptămânii. Marina Tauber rămâne în arest la domiciliu pentru încă 20 de zile. Magistrații judecătoriei Chișinău au admis parțial prelungirea arestului preventiv cerută de procurori. Între timp, fugarul condamnat Ilan Șor a anunțat despre crearea unui nou bloc politic la doar o săptămână după ce Curtea Constituțională a scos partidul acestuia în afara legii. Noua entitate se va numi Șansă Obligații Realizări, abreviat Șor. Controversate idei s-au alăturat deja două formațiuni politice. Experții în drept constituțional și legislație electorală spun că pasul făcut de Ilan Șor este o sfidare a legii, dar și o încercare disperată de a păstra în spațiul public această denumire, mai ales pentru alegeri. Мы приняли решение о создании именно блока, который называется Шанс Облигаціоні Реалізери. Сокращенное название аббревиатура блока блок Шор. Primele două formațiuni politice care au aderat la blocul propus de condamnatul Ilan Șor sunt Ai Noștri și Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei. Ei sunt atât de obraznici, nerespectoși față de legea și de Curtea Constituțională. Noi cu voi nici nu ne socotim, noi facem ce vrem. Pentru că s-a declarat nul, în afara Constituției, partidul cu această titulatură. Gata, s-a terminat. Această titulatură nu mai are dreptul să apară sub nicio formă. Experții în legislație electorală spun că totuși partidele politice au dreptul să se asocieze, doar că noua entitate politică să devină eligibilă electorală e nevoie de înregistrarea la CEC. Până atunci însă blocurile politice nici nu au valoare. Totuși vreau să zic că nu mi-este clar, cel puțin la momentul de față, care este rolul și care sunt atribuții domnului Șor în acest sens, ori partidul dânsului este declarat neconstituțional, deci practic nu există și atunci este neclar în ce calitate participă sau a lansat această inițiativă. Contactat de TVR Moldova, serviciul de presă al Comisiei Electorale Centrale nu a răspuns la telefon. Reamintim că pe 19 iunie Curtea Constituțională a declarat neconstituțional partidul politic Șor în urma sesizării depuse de guvern. Judecătorii au constatat că formațiunea politică a acționat în contradicție cu principiile statului de drept și au pus în pericol suveranitatea și independența Republicii Moldova. Caz șocant într-un sat din raionul Hâncești. Un bebeluș de doar o lună și jumătate a fost omorât în bătaie de un bărbat de 40 de ani, aflat în evidența psihiatrilor. Bărbatul fusese externat de la Spitalul de Psihiatrie din Chișinău acum două săptămâni și jumătate. Vă avertizeam, urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Deci, de-mi pași, iar când a văzut că o țăplași, tot iar mai tare auzea cu pumnic, șoalele la copil. Mama bebelușului spune că era singura acasă cu cei doi copii, concubinul ei fiind internat în spital. Și-a lăptat pruncul, iar băiatul mai mare dormea lângă ea când a auzit că cineva încearcă să pătrundă în locuință. Bărbatul învinuit de omorul bebelușului a intrat în curte prin spatele casei, a forțat apoi ușa și a dat buzna în interior. După un schimb de replici, a început să-i lovească pe copii și pe mama lor. Femeia spune că bărbatul a încercat să o convingă să bea împreună cu el. I-am zis că ținu-ți, i-am văzut niciodată, iar cu pumnii la copil în cap. Zic, băi, de pază să fac ce copil, iar o zi a pus, minim o părit, cum a apucat de cap. Mi s-a mintit, el a vrut să-l apuci din la jumătate, ne-a lăsat lipsit balcon. După ce a scăpat din mâinile agresorului, femeia a fugit pe stradă și a cerut ajutor la vecini. Ana, beham, zavă, de ce? Buih, de ce? Идет, бежит сюда. Я говорю, заходи сюда, зачем? Он зайдет сюда. Я говорю, ко мне не зайдет. Да не, не зайдет, говорю, у меня овчарка. И она забежала, ты меня убивает, убивает.
Или я посмотрел, типа, там уже маленький, уже... Не, глазки не открывал, ничего, но уже доходил. Пытался, Марина, а ну, я же ей, как говорится, треба лати, сыгым, бывут, кучала пенсал. Аре же, аре, умоет, аре, пядоля, боет. Аре, крыши, копки е. Oamenii din sat spun că bărbatul de 40 de ani care l-a bătut fără milă pe bebeluș avea probleme de sănătate și era periodic internat la spitalul de psihiatrie din Chișinău. În ultimii ani a locuit împreună cu părinții, care însă au murit acum câteva luni. Vecinii spun că bărbatul era agresiv și deseori își bătea mama. Zbivala e de pătierii. Похоронили. После отец умер тоже через месяц после матери. Вот последний случай с ребенком. Ну, нельзя было отпускать просто. Potrivit poliției, individul care l-a omorât pe micuț a fost externat pe 12 iunie de la Spitalul de Psihiatrie din Chișinău, unde a urmat un tratament de câteva săptămâni. Directorul adjunct al instituției medicale, Mihail Kondratski, a refuzat să facă un comentariu privind starea de sănătate a bărbatului la ieșirea din spital. Eu sunt stradă și nu pot vorbi acum. Domnul Kondratski, dacă nu aș putea reveni cu un apel, că e ceva important. Mâine. Poliția a demarat un dosar penal pentru omor, iar bărbatul a fost reținut pentru 72 de ore. Pentru astfel de infracțiune, legislația prevede până la detenție pe viață, dar acuzatorii urmează să stabilească cum va fi pedepsit, ținând cont de problemele lui de sănătate. Am încercat să aflăm mai multe de la reprezentanții Procuraturii Generale, dar nu ne-au răspuns la telefon și nici la mesaje. Am mers și la primăria din localitate pentru a discuta cu primarul, dar nu l-am găsit la serviciu. O angajată ne-a spus că edilul este în concediu. Asistentul social ne-a dat asigurări că familia va primi ajutor financiar și consiliere psihologică. Autoritățile vor să introducă noi reguli pentru posesorii de arme pneumatice. În prezent, legea nu prevede răspunderea penală, iar acest lucru dă bătăi de cap polițiștilor atunci când se întâmplă o tragedie. Subiectul a ajuns în atenția publică după ce pe 20 iunie o fetiță de 7 ani din Edineț a fost împușcată mortal dintr-o armă pneumatică de către verișorul ei mai mare cu un an în timpul unui joc. Potrivit poliției, arma pneumatică era deținută ilegal de către tatăl băiatului. În urma acestui caz a fost deschis un dosar penal. În Republica Moldova sunt peste 61.000 de persoane care dețin mai bine de 75.000 de arme. Vorbim atât de arme de foc, cât și de cele neletale pentru autoapărare. Anul trecut, Poliția Națională a instituit un mecanism de marcare a armelor, datorită căruia se duce o evidență mai strictă. Nu este ușor să obții un permis de armă de foc. Trebuie îndeplinită o serie de condiții și absolvirea unui curs de instruire. Permisul se poate obține după vârsta de 21 de ani, iar solicitantul nu trebuie să aibă antecedente penale. El trebuie să prezinte un certificat medical de la psihiatru și narcolog. În ceea ce privește armele pneumatice, procedura de a obține un permis nu este atât de riguroasă. Ba mai mult, până în 2018, acest tip de armă nu era reglementat prin lege și putea fi procurat de oricine. Ulterior, a fost instituit un mecanism de control. Cei care cumpără o armă pneumatică sunt obligați să comunice asta poliției în termen de 10 zile pentru a intra în legalitate. Neglijența și irresponsabilitatea unor posesori de arme s-a terminat tragic. Doar anul trecut au fost 66 de incidente cu implicarea armelor deținute legal sau ilegal. Anul acesta sunt deja peste 30 de cazuri, inclusiv cu implicarea minorilor. Cel mai recent incident s-a produs în raionul Edineț. O fetiță a fost împușcată cu o armă pneumatică de către verișorul ei. Este o neglijență din partea tatălui, care nu a conștientizat că o armă care în primă fază îi pare nepericuloasă pentru noi în situația unui copil, iată, a demonstrat că poate produce un prejudiciu destul de mare. Legea imperfectă împiedică pe oamenii legii să aplice sancțiuni mai dure, inclusiv închisoare. Armele pneumatice nu intră în categoria celor letale, iar codul penal prevede pedepse doar pentru deținătorii armelor de foc. Ei trebuie să se încadreze exact la acel compartiment de răspundere ca și toți ceilalți deținători de arme de foc. Va fi completat legea penală. Fiecare deținător de armă este verificat de poliție odată la 6 luni. Doar anul trecut au fost verificați peste 61 de deținători și au fost depistate 1500 de încălcări ale legii. În peste 150 de cazuri a fost retras permisul de portarmă. Șeful Poliției Naționale admite că sunt și cazuri de corupere a angajaților pentru a trece cu vederea unele încălcări. Până acum, Poliția Națională nu a prins niciun administrator al magazinelor specializate pentru că ar fi comercializat ilegal arme.
Aici punem punct retrospectivei săptămânii. Sunt Natalia Chicu și în numele echipei vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți cu TVR Moldova. Toate bune!